Denotat că după acest discurs vă voi invita pentru intervenție. Adică dacă cineva vrea să vorbească 2 minute pentru comunicare safe, sau cineva vrea să vorbească 2 minute pentru comunicare out of the box, nu pentru un blend între astea două, va fi invitat să o facă doar pentru 2 minute. Dana, ai microfon. Mulțumesc. Nu e prea bine să fiu ultimul vorbitor, dar am strâns la notițe și am atât de mult de dezbătut că nu mai am timp de teza mea proprie. Doar vreau să punctez comunicarea out of the box, nu înseamnă să râdem neapărat. Și Magic Home este out of the box prin modul în care a abordat ideea, nu prin faptul că nu este safe, că nu ne-a făcut să râdem. Nu asta înseamnă să râdem, ci înseamnă să gândim altfel și relevant în același moment și să ne gândim să aducem și rezultate în business. Pentru că asta ar trebui punctat foarte mult, că out of the box înseamnă să fim relevanți, în primul rând, într-un mod neconvențional, într-adevăr, sau neașteptat mai degrabă. Și aș mai spune că s-a pus în opoziție safe, out of the box cu responsabil, Magic Home e exact exemplu că poți să faci o campanie out of the box responsabil, să fie cam responsabil, și că riști reputația dacă faci ceva out of the box. Volkswagen a făcut o campanie super clasică, corporate, pe sustenabilitate și au riscat reputația big time, așa că nu cred că suntem exact în punctul în care putem să argumentăm pe tema asta. Ce aș mai spunta? Că eu trebuie să vorbesc despre premii. Da, într-adevăr, premiile sunt foarte importante pentru agenții, nu vrem să recunoaștem, este un subiect atât de sensitiv la noi, dar cu toții ne dorim să strălucim pe scenă. Nu le ținem în baie, în niciun caz, în baia de acasă, ar fi autos de post să le ținem în baia de la agenție, asta cu siguranță, pentru că acolo e traficul destul de intens în timpul zilei. Premiile sunt importante, creativitatea aduce premii și știu că agențiile lucrează pe campanii gândindu-se nu numai cum să fie relevanți, ci și cum să câștige premii cu campaniile respective. Și pentru că ne place tuturor să strălucim, ne place să fim client într-o agenție pe scenă, să luăm premiu, pentru că este practic dovada la finalul muncii noastre că am făcut o campanie care a contat, o campanie memorabilă și care ne ridică și nouă, la nivel individual, reputația. Când vrem să alegem o agenție, ne uităm în primul rând pe credentials, să vedem ce a făcut agenția, poate știi mai multe sau mai puține despre ea și ne uităm la ce proiecte a făcut. Și nicio agenție nu-și va pune în credentials proiectele clasice, pentru că oricum ne atrage atenția același să trimitem comunicat de presă, să facem o masă rotundă. Tot proiectele care sunt out of the box atrag atenția și aduc mai departe clienții agențiilor și idei noi clienților care își caută agenții. Și spune idei noi pentru că atunci când vrem să lucrăm o campanie clasică, out of the box, ne gândim să vedem ce mai făcut și alții. Și unde ne ducem? Ne ducem să vedem la, nu știu, la Cannes, de exemplu, ce campanii au fost premiate așa out of the box și ce aș putea eu să-mi iau de acolo. Și o vrem, nu vrem, campaniile out of the box se prezintă până la urmă norma la care ne raportăm, chiar dacă avem impresia că ne raportăm la lucrurile safe și că astea ar fi norma în industrie. Până la out of the box este acolo guiding light, să spun așa. Și ne-a zis să venim cu exemple și într-adevăr s-a tot vorbit că safe este important, mai ales pentru un brand care e bine așezat. E bine, dar out of the box îl ține memorabil, pentru că întotdeauna un brand safe are și niște momente de out of the box care îl țin memorabil în atenția publicului. De exemplu, și vorbeam chiar când ne-am spune așa pe internet despre brandul Milka, pentru că sunt de la Mondelez, trebuie să dau exemplu brandului Milka, care a venit cu o idee out of the box, The Purple Cow, cu băcuța noastră mov, și a păstrat o comunicare relativ unitară și safe de-a lungul timpului, însă vine din când în când cu spoturi out of the box și sunt câteva campanii, nu o să intru în detalii, se numesc Last Bite, First Taste, care sunt efectiv memorabile și pe care le găsiți dacă o să căutați campanii care au fost prezentate la Cannes. Sunt, deci, out of the box, nu numai că te ține memorabil și relevant în atenția publicului dacă le lansezi din când în când, dar atrage și noi consumatori, mai ales că noile generații sunt intens atrase de conceptele out of the box. Și aș mai spune, apropo de Purple Cow, are Seth Godin o carte care exact așa se numește, The Purple Cow, și una dintre vorbele care cred că o să rămână memorabile pentru toți, dacă vă spun acum, este You are Purple Cow or You're not.